Următorul invitat a urmat jurnalismul și a făcut performanță în artele marțiale, deși a cochetat cu actoria de când era în școală. Acum este cel mai cunoscut și apreciat antrenor de arte marțiale mixte, jiu-jitsu brazilian. Așadar, după ce a luat 6 medalii de aur la Abu Dhabi, fiul actorului George Mihăiță vine acum în platou cu o parte din echipa de campioni mondiali. Campionii mondiali ai României, acum aici! Campionilor, Tudor, mă bucur că ai renunțat la actorie și te-ai apucat de jiu-jitsu, nu de alta, dar la tine în familie, tatăl tău mare actor, iar tu mare antrenor de jiu-jitsu, ai adus aici o parte din campionii mondiali. Da, nici nu m-am apucat de actorie și m-am și lăsat, dar știi că tata în celebre BD-uri, la un moment dat, spune, când se întâlnește cu Toma Caragiu și el vrea să devină polițist, spune, știu și jiu-jitsu și face o schemă și îl dă jos pe Papaiani. Adică tatăl tău chiar știe și jiu-jitsu? Știe, da. Da, dar e campion la el pe stradă. La el pe scară. Pe scara blocului. Pe scara blocului. Da. Ciucă, Nicolae, ne veniți puțin aici să le arătăm oamenilor ce... Hai mă, veniți un pic, mă, veniți un pic aici, veniți un pic. Ce? Să le arătăm oamenilor de acasă, telespectatorilor noștri, ce înseamnă niște băieți educați de la emisiunea La Măruță. Mai bine îl chemam pe colegul Andrei nu să ne facă demonstrație. Nu mă, stați un pic, stați în spatele meu ordonat. Așa? Și vreau să mergem să le arătăm oamenilor de acasă ce înseamnă ca noi doi să fim trei, că suntem trei. Așa? Noi, bă, taceți mă din gură, taceți, tăceți din gură. De să le arătăm oamenilor de acasă ce înseamnă să fii bine crescut de producătoarea emisiunii Alina Tolontan în 12 ani de zi de muncă aici, da? Ce tu n-ai prins încă 12 ani, Nicolae. 12 ani. 12 ani, așa? Veniți încoace. Să rămână doamna campioană. Să rămână doamna campioană. Să rămână doamna campioană. Să rămână doamna campioană. Bă, ori face fetele jiu-jitsu, dar la urma urmei trebuie să fim niște domni, corect? Corect. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Și înainte, dacă se poate, vreau să-mi spui... Tudor, care fată de aici poate să-l trântească puțin pe Nicolina că și-l s-a apucat de karate. Da, așa să-i fac o schemă. Oricare, perfect. Poți să vii tu, te rog, de tot. Ești prima aici, te rog. Ai luat-o pe Alexa, care e de 7 ori campioană mondială, e cea mai titrată sportivă. Mamă! Avem alături de noi de 7 ori campioană mondială, de 7 ori campioană mondială. Câți ani ai, Alexa? 17. Și ești de 7 ori campioană mondială și deși ai doar 17 ani? Wow. Da, vin acum. Bună. Da, mă, Alina, exact. Stai un pic, nu mai semnal. Doar un pic o schemă. Dă cu el de pământ, e rezistent. O strangulare de la spate. Dă-mi medaliile că ți le țin. Nu de alta, câteodată nu știm cum să ne răzbunăm pe colegii noștri. S-a descălțat, respectă sportul, bravo. Da, te rog, direct. Uite, o să-ți arate o strangulare de la spate. Cum reușești să strângi pe cineva de gât, astfel încât să nu mai... Nu, dă direct cu el de pământ. Nu mai ai încă un exercițiu, ceva să dea cu el. Stai acolo. Hai să facem, fă o proiectare, dar fă-i ușor. Nu, fă o proiectare maximă, crede-mă. Ești totuși de 7 ori campioană mondială. Fă un tur de șor. Stai liniștit, care ia grijă. Este decolteul instalatorului. Da, la spate e decolteul instalatorului. Bun asta. Ce, Nicolaina? Eu mai aveam de o dată să mai cad la Loredana Groza, dar gata. Da, asta e. Perfect. Nu se poate. Nu, ce nu se poate? Da. Câte kilograme ai? 55 de kilograme. Tu câte ai? 86. Încă o dată, să repetăm mișcarea asta, e păcat. Nu mai repetăm nimic. O dată, bam. Să repetăm, adică e păcat, hai. Hai bine, gata. Nu, no, dar dacă vrei, tu poți să o pui, dar n-ai cum să o pui. Nu, direct, dai cu el, trântește-l, răsucire. Pac! Da. Ce? Și te strânge de gât? Te strânge tare de gât sau mi se părea bine? Cursul de prim ajutor. Mâna aia cu care dau autografe. Ce era? Cu mâna asta dau autografe, nu cu asta. Da, deci cu asta. Facem cu cealaltă. Băi, ești talentat, mă! Daniel Nicolaino, oameni buni, este colegul nostru, un băiat senzațional. Îl găsiți pe Instagram. Și rezistent. Un băiat senzațional și rezistent. Îl găsiți pe Instagram, dați-i follow și să știți că și-a deschis o nouă afacere, face edituri la tot felul de fotografii. Dacă vreți să mă vedeți la Bustu Gol, ce nu m-a văzut nici mama de când aveam 5 ani, puteți să vedeți la Nicolaina pe Instagram. Daniel... Și mi-am făcut TikTok ieri, că a zis să-mi fac TikTok. Și cum e pagina ta de TikTok? Daniel Nicolaina. Totul? Împreună. Daniel Nicolaina, dați-i și pe TikTok follow. Bravo, la revedere, mulțumim, toate cele bune.
Nu. Ciucă, tu atât de elegant și de asta e păcat. Fii atent, ca să scap, facem în felul următor. Una, două, trei, patru fete, aduci câte patru buchete de flori până la finalul emisiunii pentru ele. Bine. Ești prea șarmant, așa. Adică bine, ești prea... până la final. Până la final. Bine. Păi nu știu dacă ele stau până la final, dar aduci patru buchete de flori. Bine. Poți mai repede acum? Încerc. Păi... Perfect. Felicitări. Superb sunteți. Oameni buni. Astea sunt trofeele pe care... Oh, ce grele sunt. Trofeele pe care campionii mondiali le-au obținut la Abu Dhabi. Tudor Mihăiță, ați luat aurul și bronzul, nu? Da, aurul în proba de demonstrativ, ceea ce o să vă arate și cele două perechi de aici. Fac parte din clubul Budo Seișini, un cel mai mari cluburi din România de jiu-jitsu. Puteți să-i găsiți pe internet. Au multipli campioni mondiali. Vlad aici, la sub 21 de ani, campion mondial, la fel și el de jiu-jitsu, de la clubul CSM Sfântul Gheorghe, la fel un club cu foarte multe performanțe. Noi suntem de la clubul Absoluto. Lotul României a obținut o performanță extraordinară. Locul întâi pe echipe la demonstrativ, la sub 18 ani și la masculin, la fighting, la o probă cu lovituri de pumn, de picior, proiectări, luptă la sol, locul 3. Sunteți buni. Mulțumim. Și toată lumea spune despre tine că ești unul dintre cei mai tari antrenori din România la jiu-jitsu. Am un coleg, ți-am zis, Andrei Dascălu îl cheamă. Este Andrei Dascălu, ne-a spus întotdeauna de tine că ești senzațional, pe cuvânt. Mulțumesc foarte, foarte mult și îți mulțumesc și ție. Vedem fotografii acum din timpul competiției, fotografii care sunt de-a dreptul de spectaculoase. Câți ani ai zis că ai? 19 ani. 19 ani și cum te cheamă? Lașcu Vladan. Vlad, felicitări. 17 ani și mă cheamă Aishu. Aishu, 17 ani, când o vezi așa blândă, nu știi că poți să dea cu tine de pământ imediat. Iar aici? 16 ani și mă cheamă Gabi. 18 ani, mă cheamă Diana. 16 ani, sunt Clara. Felicitări, sunteți campioane mondiale, asta e tot ce contează. Eu îți propun să și eu propun să vedem demonstrația, numai că Nicolina are o problemă, i-a zburat ochii, nu știu cum se uită. Bă, Nicolina, ești bine? Date-o cu roșu aici puțin. Cum? Păi tu cred cum e cu campioane mondiale? Ia, cum ai cu ochii ai tăi? Nu că nu ți-au regat. Ăsta s-a dus, dar dacă e da așa, vine la loc. Mamă, deci după ce ți-a rupt mâna aia de autografie, acum mai poți să faci nici cu ochiul. E ok, e ok. E ok? Da. Dar ești un pic roșu aici. Păi da, pentru hai că mai continuăm antrenamentele cu tine imediat. Haideți să vedem demonstrațiile. Fetele o să vă arate o probă jiu-jitsu, competiția la care noi am participat la campionatul mondial are trei probe. E o probă demonstrativă, ce o să facă acum fetele, o luptă simulată. Mai există o probă de... Asta a fost o proiectare, o ducere la sol așa foarte spectaculoasă. Este proba de duo clasic, unde ele au ieșit campioane mondiale la sub 18 ani. A fost o competiție foarte puternică cu 69 de țări din întreaga lume. Dar mă doare sufletul când... Pe ele nu le doare nici sufletul și nimic, nu da? Stați că totuși sunteți fete. Bă, nu, că sunteți ok amândouă, nu voi mai certați. Nu merge, a? Cum spuneam, ele vin de la clubul Budo Seishi, care e un club cu foarte multe rezultate, în special pe zona asta demonstrativă. Și chiar recomand tuturor celor care ne urmăresc să caute pentru copiii lor cursuri de jiu-jitsu în întreaga țară, sunt cluburi în întreaga țară. Deci cum mai zic unde să caute direct, că mi se pare senzațional. Jiu-jitsu să caute pe internet, clubul se numește Budo Seishin, CSM Sfântul Gheorghe, noi suntem clubul Absolut, dar sunt foarte multe cluburi. Deci tu ai zis de toate cluburile, adică lumea să se ducă la jiu-jitsu, nu să contează se ducă la artele marțiale. Sunt niște vremuri, uneori, vedem și noi grele, am văzut acel caz sinistru de la Caracal și în special copiii trebuie să învețe să se apere și să dobândească disciplină, să dobândească capacități motrice plus multe alte calități. Deci multă disciplină îți înseamnă sportul ăsta. Da. Și ei vor face Gabi și cu Aisha vor face o demonstrație, o probă care se numește nou introdus, acum se cheamă la laptopul lui Ciucă sau el Duo Show, care presupune un mic scenariu. Este mult mai aproape de ceea ce se întâmplă, să zic așa, în filme. Da. Avem, ca să zicem așa, două roluri. El, băiatul, se joacă la calculator, cum foarte mulți tineri din ziua de astăzi fac, și vom vedea ce se întâmplă când intervine și o fată în situație. Cei adică... doi sunt campion mondial. Deci cei doi sunt cum ar veni asta? Împreună, el se juca mai mult pe PlayStation și... Da, și ei nu-i plăcea chestia asta. Nu-ți mai trebuie PlayStation toată viața. Da, vedem că tot băiatul dă cu fata de pământ. Dar stai un pic, stai să vezi. Sunt foarte multe procedee care s-a includ... S-a PlayStation? Sunt multe procedee care includ loviturile, proiectările, adică ducerile astea la sol și uneori tehnici articulare, cum a primit colegul tău, adică i-a forțat mâna sau strangulări.
Da. Oh. Atenție acum. Oh. Uite, Cătălin, putem să încercăm cu tine asta. Nu, cu Nicolaina, l-am pe Nicolaina aici. Superb. Adică superb la modul de determinare și de cât de concentrat. E foarte multă muncă în spatele acestor demonstrații, atât în proba asta, cât și în probele celelalte de fighting, care este o probă de luptă efectivă, și proba de neoaza, care este proba de luptă la sol. Și România a terminat acest campionat pe locul 5 pe națiuni, cum spuneam, din 69 de țări. O performanță foarte mare. Și s-a terminat. Ia-ți laptopul, na. Bună, eu sunt Cătălin. Nu mă joc pe PlayStation, e o prostie, adică... Da. Ciuca, adu florile, că dacă nu... Nu ne vedem bine nici pe noi. Superb. Mulțumim, mulțumim. Astea au fost demonstrațiile astăzi. Astea au fost demonstrațiile, da. Este senzațional, Tudor Mihăiță, și spun chestia asta pentru că știu cât de mult muncești. Ideea e în felul următor. Pe Instagram cum te găsește lumea? Tudor Mihăiță. Și pe Facebook? Tot Tudor Mihăiță, clubul nostru absoluto.ro, dacă vor să ne caute. Absoluto. Absoluto.ro. Felicitări. Îți mulțumesc mult. Sunteți fabuloși. Campioni, campioni mondiali. Fetelor, sunteți extraordinare.